Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Eu sunt Iosif, iar în acest clip o să vă arăt un păr care trebuie să-l tundem și va trebui să facem niște tăieri un pic mai agresive, pentru că în această livadă nu au fost tunși pomii de 2 ani și va trebui să facem niște tăieri un pic mai puternice. Haideți să vă arăt. După cum vedeți, eliminăm tot ce este în interior și ramurile care se interpretează. Și hai să vă arăt acest lucru. Uitați, avem aceste ramuri în interior. O tăiem pe aceasta. Uitați, mai avem încă una în interior, așa că o vom tăia și pe aceasta. Și acum pomul este aerisit în interior. Acum să ne uităm ramurile care se duc spre interior. Aceasta crește în sus și o tăiem pentru că se duce și spre interior. Care ramuri se intersectează? Nu prea avem ramuri pe această șarpantă să se intersecteze, decât scurtăm ramurile care se duc în sus. Adică aceasta și cu aceasta. Mergem la următoarea șarpantă să facem și acolo aceste reguli. Scurtăm ramurile care se duc în sus. Așa. Și care se duc de la o ramură spre alta, la fel. Dar pe acestea le lăsăm pentru că au rost. Și este păcat de ele, pentru că sunt ramuri pline cu rost și este păcat de ele. Acest lacom îl tăiem. Aceasta o tăiem. Tăiem vârful. Da. Și aceste ramuri le lăsăm frumos în lateral. Și mai scurtăm din